Divorțul este un moment greu pentru oricine. Dar cum este resimțită despărțirea după 40 de ani? Vorbim deschis despre acest moment cu Dana Săvuică și Cristian Andrei, psiholog. Bine ați venit! Dana! Da! Ce bine v-am găsit aici în platou. Da. Vorbește lumea că vom vorbi despre lucruri nevorbite, da, de obicei. Nu? Tu ai divorțat la ce vârstă? Păi cum ai spus și tu, după 40 de ani. Se fac 4 ani anul acesta. Deci, socoteala. Peste 2 luni fac 50 de ani, minus 46. Pe acolo, da. Așa. Nu mai țin nici eu minte. După câți ani de căsnicie? Stai să mă gândesc. La 23 de ani m-am măritat. Deci faceți voi socoteala. Deci 22-23. Nu vreo 4 de prietenie înainte. Deci 22-23 de ani de căsnicie. Da, 25 de ani de căsnicie. Da. Și? Cum? Ce? Vreți să mă judecați? Nu te judecăm. Nu. N-am voie să divorțez, domnul Cristian Andrei, după atâta timp? Trebuia să stau acolo în căsnicie, să mai văd dacă mai merge treaba, să mai dau din mine și mai mult și mai mult. E afectată. A, nu sunt deloc afectată. Dar mi se pare așa că toți trei sunteți cu ochii pe mine de parcă am greșit cu ceva. Nu, nu suntem cu ochii. Vrem să discutăm despre acest subiect, ce nu este neapărat unul extrem de comod și lejer. Da, nu este, într-adevăr. Divorțul în general, indiferent de vârstă și așa mai departe. Normal. Și vrem să pornim discuția asta de la povestea ta, de la cazul tău. Așa. O relație de lungă durată. Părerea noastră, percepția noastră a celor care te-am urmărit și ți-am urmărit evoluția a fost că era totul perfect, o relație ideală. A venit acest moment al divorțului care a surprins poate pe unii sau pe alții, peste care lumea a trecut, adică nu e nicio problemă. Nu e un capăt de țară, nu e un capăt de țară și așa mai departe. Dar vrem să știm cum e pentru cineva care trece prin asta. Cum e să ajungi într-o astfel de situație, după o relație de atât de lungă, să ajungi la un divorț, să ajungi la divorț la o vârstă la care, cum să zic eu, ia să vedem ce o să spui. Poate că nu mai este atât de ușor să o iei de la capăt sau să, știi? Nu, la care majoritatea, cumva, chiar dacă au fost probleme de dinainte, renunță la vârsta asta spunând că ce rost mai are, sau ce sens mai are, cumva așa se pune problema. Da, așa e, aveți dreptate că cumva așa se pune problema, dar nu este corect cum se pune problema. Absolut. Pentru că eu am pus tricoul acesta intenționat pe mine astăzi, pentru că partenerul meu de viață de acum 4 ani și până va fi ultima zi din viața mea este life. Partenerul meu de viață este viața în sine. Mie îmi place acum să trăiesc clipa, vreau să mă simt bine în pielea mea, vreau să mă înconjur de oameni și de lucruri frumoase. Nu mai trebuie să fac nimic, nu sunt obligată să fac nimic, nu mai vreau să fac ceea ce zice lumea că trebuie să fac. Deci asta sunt eu astăzi, sau cel puțin spre asta tind. Și pentru asta învăț în fiecare zi cine sunt, pentru că eu uitasem cine sunt. Descoper sau redescoper pasiuni vechi, încep să mi le pun în aplicare, descoper pasiuni noi. Eu vreau să mă iubesc pe mine. Dar relația s-a deteriorat spre final atunci când ați hotărât să divorțați sau tu te-ai schimbat? Nu, ambii ne-am schimbat. Pe parcursul vieții, pe parcursul căsniciei, la un moment dat, mie cel puțin așa mi s-a părut că ajunsesem să mă trezesc în casă, ca să nu zic în pat pentru că dormeam separat la un moment dat, în casă cu un străin. Și atunci, decât să stau așa și să ne distrugem, ne limităm oportunitățile fiecăruia, mai bine am tăiat rău de la rădăcină și am zis, măi, hai, gata, știi? Nu ți-a fost teamă că pierzi un foarte bun prieten care te cunoaște cel mai bine? Tocmai ce am spus, că era un străin, deci unde era prietenia? Știi ce vreau să zic? Care te cunoaște cel mai bine. Nu, a fost, deci bun, te îndrăgostești, ai o vârstă de 19-20 de ani, crezi în dragostea ideală, da? Cavalerul pe cal alb vine, te ia pe sus, îți pune covorul roșu la picioare, tu devii prințesă peste noapte, după care visezi la 23 de ani, tot tânără ești, tot cu chestii ideale așa în cap, te visezi mireasă, vrei să îmbraci rochea albă de mireasă, pe care vine copilul și spui, wow, sunt mamă! Super tare, super cool, wow, ce senzație minunată, senzație pe care o am și astăzi. Îți concentrezi toată atenția asupra copilului. După care începi să pui alte... Da, exact, știi? Și tot așa, după care vine, nu știu, cariera sau, nu știu, înțelegi? Alte etape. Chestiile astea la un moment dat pun presiune. Vezi cum vorbesc? Vorbesc bine, nu? Da, da, da. Eu vorbesc absolut, acum, absolut, eu spun da. Acum ce ar trebui să spui tu. Toate chestiile astea pun presiune asupra relației intime, relației dintre soț și soție sau iubit și iubită, că mai nou lumea nu se mai căsătorește, poate stau împreună, ceea ce iară mi se pare foarte ok. Mă uit la voi doi, da, da, ăștia mai tineri, da, așa. Sunteți încruntați așa, da, băi, o fi bine, da, sau nu o fi bine, da, de exact, fapt, să divorțezi. Ei tot în gândul lor, tot într-un fel, analizează. Că ne ocupăm și noi de ei puțin, așa, da? Asta ne ocupăm puțin de ei. E un cumva o judecată acolo, știi? Măi, nu fi bine, nu fi rău. Sau poate o admirație, nu știi. Aici suntem doi divorțați, noi avem experiența asta, da? Să fim deschiși, da? Da. Voi încă nu, probabil. Da, păi nu. Și Doamne ferește să ne ajungeți acolo. Este o ocazie de învățare. Da. Da. Adică, pur și simplu, majoritatea situațiilor în care oamenii divorțează după niște ani consistenți de căsnicie sunt consecința faptului că acești oameni au evoluat. Nu așa. Că s-au degradat, cum crede lumea. Da. Și dacă a evoluat, dar stai închis undeva... S-a degradat relația. Păi, pentru că oamenii au evoluat, de relație degradată. Da. Oamenii aceia au evoluat și fiecare... exact. Te rog. Deci, la începutul vieții de căsnicie, în doi, ai nevoie să fii cu celălalt. Corect. Mai intervine și dragostea, care e senzația aceea de veșnicie, da? Da. Este senzația că totul o să fie perfect, dar tu nu ai abilități de viață și tu, ca individ, nu ești rotund, nu ești dezvoltat. Și ai nevoie de celălalt, că de-aia se spune jumătatea mea. Da? Eu vin cu un picior, tu vii cu un picior și mergem ușor înainte. După care te dezvolți. De multe ori în România se dezvoltă femeia și bărbatul mai pe acolo. Da? Asta este un curent foarte actual. Și ai senzația că te ține cineva în urmă pentru că celălalt nu mai face ceva. Ba chiar are tendința să te țină mai în spate. Înapoi, da? Da? Simți. Mulți bărbați în România fac asta la ora actuală, pentru că femeile încep să muncească, să fie inspirate, să fie autonome. Și atunci se produce divergența asta în dezvoltare și devine necesară această separație, care, așa cum o descria Dana, se petrece întâi în interiorul casei. Fiecăruia. Doarme, încep să doarmă separat, încep să aibă programe separate, încep să aibă prieteni separate. Se pierde intimitatea, Adică ăla este, de fapt, divorțul. Numai că societatea încă îi mai ține împreună. Băi, e rușinos, nu e frumos, sunt copii și așa mai departe. Și ești ținut o vreme în forță, obligat cu celălalt. Când ești realmente bine dezvoltat, vorbești deschis cu celălalt și spui: mai merge așa, ne chinim unul pe altul. Foarte frumos a deschis. Da? Deci nu este un regres, este pur și simplu o dezvoltare a celor doi și cei doi simt nevoia în ziua de astăzi, când familia nu mai este un mijloc de supraviețuire, simt nevoia să se dezvolte în continuare separat. Dar ce nu-mi place mie în societatea românească este că, deși ai făcut 40 de ani și înțelept ca și celălalt te desparți de el, ai tendința să-i dai în cap în continuare, să dai cu partajul, cu urât. Foarte puține cupluri în țara noastră știu să facă acest lucru, să se potrivească cu viața pe care urmează să o trăiască, cu copiii lor care vor doi părinți și nu unul singur. Da, dar eu bănuiesc în contextul ăsta în care fiecare a luat-o pe drumul lui, apar pe parcurs tot felul de lucruri care te determină să intri în conflict, care lasă urme și care, de fapt, după divorț, te determină să faci partaj. Există o singură explicație psihologică pentru faptul că ăștia doi continuă să aibă conflict. Și anume că cel puțin unul dintre ei încă mai are nevoie de relație. Exact. Măcar prin conflict. Unul dintre ei nu vrea să renunțe. Da. Încă. Da? Și îi vezi cum se cheamă în tribunale ca să se mai vadă puțin. Îi vezi cum se... jignesc de la distanță ca să mai comunice puțin. E și asta o formă de dragoste. Știi, este o formă de atașament. Se zice love and hate affair. O relație de dragoste și ură în același timp. Adică ai avut și ura, de fapt, provine de la faptul că știi că ai ajuns în punctul ăsta mort al relației, nu mai ai comunicare cu respectivul om, cu partenerul tău, cel pe care l-ai iubit acum zeci de ani sau câțiva ani, și stai și te gândești, stai puțin, dar eu de ce n-am văzut defectele astea la el înainte? De ce calitățile lui s-au transformat în defecte pe parcursul anilor? Adică orice chestie ajunge să te irite. Cum mestecă mâncarea, cum, nu știu, plescă din limbă, nu știu, cum sfore, cum doarme, cum, nu știu. Deci, asta cum respiră. Cum respiră. Adică te deranjează toate lucrurile astea, pentru că este exact cum spune Cristian, poate că tu te-ai separat cumva mental de omul acela, vrei altceva de la viață, ai alte așteptări de la viață și vrei să mergi pe drumul tău și cineva spune: "A, nu, că n-ai divorțat mai de mult?" Și putea să continui mințindu-te în continuare sau spunându-ți ție în primul rând. Dar ce facem cu oamenii care poate simt toate lucrurile astea? Dar intervine ceva. intervine teama de singurătate, da, copilul, teama că vrei să stai lângă el, să aibă familia intactă. Toate lucrurile astea și duci mai departe povara, mă rog, cu ghilimele de rigoare. Dacă ai teama de singurătate și de sărăcie, da, exact. Este pentru că tu nu ești dezvoltat ca să fii autonom. Deci de-aia spuneam că un divorț, o despărțire, ca să nu este neapărat divorț, da. O despărțire naturală este aceea bazată pe dezvoltarea celor doi, încât să-și fie suficienți lor înșile, da? Este seamănă și cu înțărcarea copilului. Păi când îl înțarci pe copil? Păi când el este suficient de dezvoltat. Dacă am fi suficient de dezvoltat, nu ne-am mai căsătorit până la urmă, că asta e discuția? Păi da. Nu. Ba da. Pentru că este o formă de împlinire să te căsătorești. Da, oamenii se căsătoresc frecvent în ziua de azi din motive sexuale. Da? Asta nu este o bază a căsătoriei. Da? Corect. Dar care trebuie să fie o bază a căsătoriei? Că înțeleg că... Adică... Este maturitatea socială. Faptul... Eu când merg prin licee și vorbesc cu adolescenții despre începerea vieții de cuplu, da. Le spun, sunteți liberi din partea mea. Da, hai să ne gândim. Sunteți pregătiți să suportați consecințele a ceea ce veți face? Când te căsătorești, trebuie să vină unul și să spună, băi, uite-te la ea. Da? Ce-ți place la ea? Îmi place că e hotărâtă. Da. Bun. Și dacă e hotărâtă, o să-ți placă și peste 10 ani. Corect. Că din hotărâre spune ce nu-i convine la tine? Păi nu, că o iubesc, că are fundul frumos. Da. Și ce faci cu el? Fundul se lasă la un moment dat. Rămâne confundă frecvent atracția la începutul vieții de cuplu cu această conviețuire bazată pe abilități. Ați recomanda cumva căsătoria să apară mai târziu? Să apară când sunt copți oamenii. Și uite, vârsta de 40 de ani, o spun deschis, la români, la bărbații români, cam asta este vârsta la care sunt cam copți, la cap strânsoare. Îmi pare rău să o spun, ok? Da. Până atunci, de dragul prietenilor, de atracție, de familie, motive, de părinți care insistă. Da, exact. Și bineînțeles că trebuie să urmărești maturitatea socială. Sunt băieți de 23 de ani care sunt mai maturi decât alți băieți de 40. Corect. Da? Și ar putea să se căsătorească. La noi, în România, că tot ai pus punctul pe chestia asta, mie mi se pare că femeia aici are un dezavantaj, pentru că bărbatul, dacă divorțează la orice vârstă, e bărbat, a divorțat. Când o femeie ajunge să fie divorțată, lumea o judecă. Și nu vorbesc despre voi, Doamne ferește, că voi sunteți oameni deschiși la minte și o judecă. Și-a părăsit familia, a vrut libertate, vrea să facă ce vrea ea, nu mai are responsabilitate, ea ca mamă, ea ca soție. Ce-i lipsea ei? Nu-i lipsea nimic. Au fost unii care asta au scris pe Facebook. Draga mea, dar ție nu-ți lipsea nimic, adică cum așa? Dar de unde știi tu ce nu-mi lipsea mie sau ce-mi lipsea? Pentru că tu nu stăteai cu mine în casă să vezi ce se întâmplă. Oră de oră, zi și noapte. N-ai de unde să știi, da? Tu mă vedeai pe mine, aia de la televizor, zâmbind tot timpul, încercând să fiu vesel, încercând să fiu optimistă. Crezi că ai fi putut face ceva sau ați fi putut face ceva să nu ajungeți aici? Crede-mă că în atâția ani, nu. Adică clar am încercat totul. Se vede jalea pe fața ei când treaba asta. Regretul. Da? Dar eu nu regret. Pentru mine a fost o eliberare. Nu, dar într-adevăr, în acest moment al vieții mele îmi doresc să rămân cu partenerul meu până la final. Normal că îți dorești. Și de fapt îți dorești și să fii independent. Și faci orice, nu? De fapt, preocuparea mea acum este cum să fac să nu se deterioreze, desigur. Adică, dacă, ok, sunt aici niște tehnici. Dacă deja îți pui întrebarea asta, e clar că trebuie. Știu, dar zic, e clar, dacă începeți să vă puneți genul ăsta de întrebări, e clar că, și iară, nu vorbesc despre tine, este clar că simți nevoia să lupți pentru relația ta. Deci e clar că sunt niște semne mici, medii, mari, care te conduc spre ideea că, băi, eu trebuie să fac ceva, că mi se deteriorează relația, corect? Eu am trecut prin toate fazele astea. Și la 40, câți ai zis că aveam? 6? Ceva de genul? 45, 46. Am zis, stop, joc, nu mai pot, nu mai știu ce să fac. Nu am imaginație. Mai ții minte că am venit la tine? Mai ții minte? Hai să zic, nu? Am venit la tine și ce? Da. Mai ții minte ce ți-am zis? Eu n-am voie să spun. Ok, o să zic eu ție. Tu. O să zic, da, am spus, Cristian, eu gata, eu sunt puternică, eu îmi simt în mine că am, îmi pot autodepăși toate... cum să zic eu? Da, nu aveam frici. Mai degrabă, sentimentul ăsta de eliberare era atât de puternic încât de-abia așteptam să ajung în momentul ăla în care să mă eliberez, să fiu liniștită. Poftim, să fiu liniștită. Eu m-am dus la el pentru fiica mea. Păi, da? Pentru că și asta, e o altă chestiune care apare. Deși era mare, nu știu, avea 18 sau ceva de genul, așa. Deși, mai mult, 20. Stai mă, face 26 de ani în decembrie, deci 22. Așa, scuzați-mă. Și cum a primit ea povestea asta? super... Super. Ea simțind deci nu... în toată perioada asta că între voi lucrurile exact, nu funcționează. Simțea, vedea. A, le vedea, bun. Deci n-a fost o surpriză pentru ea cumva. Nu. Pot să transmit un mesaj oamenilor care sunt la ora asta preocupați de idee? Apropo de ce spune Dana, da? Despre copiii pe care i-ai în căsnicia respectivă. Vedeți că este extrem de important ca fața pe care o ai și tonul pe care l-ai când vorbești despre separația față de soțul tău să nu fie tragedie sau agresivitate. Pentru copiii tăi contează enorm. Exact. Da. Dacă tu vorbești în familie despre divorț ca fiind ceva rușinos, agresiv sau deprimant, copiii tăi percep această masca ta și când se întâmplă, dacă se întâmplă, sunt terminați. De ce? Pentru că ei n-au mijloacele tale să compenseze această întâmplare. Ei nu sunt maturi social să-și găsească alternative. Tot ce au sunt părinții. Okay? Da. Și dacă părinții ăia sunt dărâmați de ideea de divorț, pentru că așa e atmosfera în jur, vor fi și ei. Da, sunt fataliști, nu se mai căsătoresc. Și vreau să fie iarăși clar. Dacă oamenii divorțează în ziua de astăzi, nu este pentru că i-au apucat pandaliile să divorțeze și că sunt imorali. Este pentru că societatea, pornind cu biserica, de la biserică, de la autorități locale, de la școală, de la comunitate, nu mai țin familia împreună. Mass media, internet, nu mai ajută familia să stea împreună. Trag de ea în toate părțile. Okay? Și atunci acești oameni nu rezistă doar... Rezistă pe criterii sexuale. Câteva luni, câțiva ani. Okay? Câtă e atracția. Aia este singura care ține împreună. După care... Nu te ajută nimeni, nu-ți mai spune nimeni, e bine să stai, hai că te ajutăm, uite, îți arătăm care sunt avantajele, vorbim cu celălalt ca să te înțeleagă mai bine. Na. A, și mai e o chestie la români. Vin cupluri des la tine care înțeleg că au o problemă și ar vrea să rămână împreună și vin, cum fac americanii, dacă se duc. Terapie de cuplu. Terapie de cuplu. Fiecare zi. Pe bune, mă bucur. Mă bucur, pentru că mie mi se pare că românii sunt puțin așa să vină și bărbați rușinoși. Erau 90% femei alea care trăgeau să fie bine în continuare și ziceau, păi nu, că e bine, nu înțeleg de ce a venit. Corect. Și acum încep să vină și bărbații. De ce? Pentru că au început femeile să fie acelea care vor să divorțeze. Exact. Și ei rămân așa, nefiind dezvoltați, cum spuneam, da? Și se tem pentru ce urmează, nu știu ce să facă fără ea. Sunt femei astăzi care în interiorul căsniciei sunt partenere de afacere ale soților. Le-au făcut afacerea de la zero, cu contabilitatea la început și după aceea cu idei de extindere. Și zice ea, plec. M-am săturat să fiu exploatată în felul ăsta și și rămâne așa. Nu că te iubesc și să-i vezi cum vin și plâng că nu pot fără ea, că își dau seama ce valoare are. Okay? Da. Asta înseamnă dezvoltarea în cuplu și la asta trebuie să fim atenți în ziua de astăzi. Dacă tu ca bărbat ai văzut că soția ta s-a dezvoltat, a învățat franceză, știe să călătorească și are idei în afaceri, pune mâna și studiază și tu ceva. Fă ceva cu tine. Și mai e un lucru care se pierde sau poate nici nu se începe într-o relație cu chestia asta. E un singur lucru trebuie să existe într-o relație sau o căsnicie. Respect. Respect. Respectă-ți partenerul. Consideră că el s-a născut pe pământul ăsta liber. Lasă-i libertatea aia, lasă-l să se exprime cum vrea el, pentru că dacă îl iubești, atunci îi lași această libertate. Dacă ai încredere în el, îi lași această libertate. Dacă el simte că este liber, nu face nimic greșit în relația respectivă. Părerea mea. Câtă vreme e iubire. Corect? Deci asta e. Dar dacă tu nu-ți respecti partenerul sau partenera și consideri că după căsnicie devine ceva pe care tu îl posezi, da? Deci e proprietatea ta, intelectuală, emoțională, fizică și așa mai departe, apoi știi cum la un moment dat nu te mai simți om, nici femeie, nici bărbat. Nu te mai simți, nu mai ai identitatea ta, nu mai știi cine ești. Pentru că tu încerci să fii ce vrea celălalt să fii. Și uite așa trece viața, știi? Eu de 4 ani de zile, eu călătoresc, voi știți, toată lumea, vai, tu stai doar într-o vacanță. Nu, fraților, vin acasă, muncesc, fac ceea ce știu eu să fac mai bine, plec din nou ca să-mi reîncarc bateriile, să renasc. Eu renasc, așa. De exemplu, altele stau la bucătărie și fac bunătățuri. Ele renasc așa, alții cântă, alții, nu știu. Deci, fiecare ne exprimăm cum vrem noi. De ce să-mi vină partenerul meu să zică cum ai că, dar ce te crezi tu, vreo frumusețe? Cum ai că tu divorțezi la 46 de ani? La 50, mă scuzați, nu 46. Aveam 46, dar aveam deja 50. Cine te mai... Cine? A, cine? Păi, hai să vedem. Crede-mă. Stai cu minte. Deci stai cu minte. Da, mulțumim. Știi că găina bătrână face ciorba bună. Clar asta. Mulțumim. Cred că trebuie să aprofundăm un pic și subiectul ăsta, dar într-o ediție viitoare. Mulțumim tare mult că ați fost astăzi aici alături de noi.